Hei, salutare lume și bine v-am găsit la 4 episod din Football Manager Journeyman. Data trecută am avut primul nostru meci ca antrenor al lui PAOK, în care am câștigat 2-0. Și de data asta avem meci contra PAS Giannina, care este ocupanta locului 8, doar la un punct. Așa că o victorie aici ne duce pe locul 6, în principiu, dacă celelalte echipe nu câștigă. Și da, haideți să îi dăm drumul la meci. Ok, avem aici un prim atac, deja din minutul 1, Baba, care a revenit după accidentare. Ok, golul lui Colac, habar n-am ce s-a întâmplat, că n-am văzut. Dar deja 1-0, începem foarte bine meciul. Nu știu exact ce s-a întâmplat, n-am văzut. Haideți să vedem dacă se vede mai bine aici în reluare. Ok, habar n-am ce a fost aia. A dus mingea în capul lui fundașii, mă rog. Aici un corner pentru PAS Giannina. Bine, de acolo scoate Michaldis sau cum cheamă, da. Problema, am văzut că avem o problemă fiind portarul nostru. A trebuit să căutăm un portar nou, deoarece ăla de 36 de ani n-o să renovăm cu el și deja a primit oferte să plece în altă parte. Și portarul care joacă acum, Pașcea Lachis, are 31 de ani, dar nu e cine știe ce. Și trebuie să ne căutăm un portar nou să vedem dacă găsim ceva. Mai avem încă o problemă, care sunt banii, doar 2,5 milioane și nu prea ne ajung de un portar decent. Dar să vedem dacă găsim ceva care să se încadreze în prețul ăsta, deși nu prea cred, dar... Nu știu, să vedem dacă găsim ceva mai bun decât ce avem acum. Între timp recuperat acolo Schwab și minge dată afară. Colac, care a înscris meciul ăsta, de asemenea a înscris și în meciul trecut. Două meciuri, două goluri de când am venit la echipă, ceea ce a început foarte bun. Egiptul ăla, cum îl cheamă, Awarb sau care, nu mai știu cum îl cheamă, vrea să plece, ci că nu... Șut pe deasupra porții, ci că nu reușește să se să fie confortabil, să se acomodeze la clubul nou. Și am încercat, gen, să, nu știu, să-i spun că o să-l ajut și așa, dar a zis că vrea să plece. Și am zis ok, valoarea lui 2.1 milioane de cât am văzut. Nu știu, să vedem dacă reușim să scoatem 5 milioane sau poate 4, ar fi destul de decent. Avem opțiuni pe bandă, deci nu e problemă. O, lovitură liberă și gol! Înscrie Fernando Varela după ce lovitura liberă s-a dus în bară, era să cadă. Ok, 2-0 deja la minutul 21, frumoasă lovitură liberă, care ar fi fost chiar ca lumea dacă ar fi intrat, dar până la urmă a fost gol și asta contează. Da, spuneam că avem opțiuni pe bandă, pe poziția lui Warta sau cum îl cheamă pe Egiptul ăla. Deci nu e problemă dacă e să plece, ba chiar ne aduce niște bani. Zivkovic, aproape de al treilea gol. Și cu banii aia, problema e că nu știu câți bani ne dă ăsta, bordul noi. Uite aici, să puteți fie penalti, dați-mi o secundă să... Mă duc eu aici la finances, 80% din transfer, ok, deci o să primim o parte destul de mare din transferul jucătorii dacă e să plece. Și cu banii aia și cu ce mai avem acum, nu știu, sper să ajung undeva la vreo 5-6 milioane și să vedem dacă găsesc ceva, ok, apare n-a fost penalti, dacă găsesc ceva bun în poartă la prețul ăsta. Măcar avem mai multe opțiuni decât la 2 milioane. Lovitură liberă pentru Zivkovic cu capul și înscrie... Stai, înscrie Michael, ok, nu o să-i citești celălalt nume. Înscrie Michael, face 3-0 înainte de pauză. Și... Da, așa se termină prima parte cu un scor de 3-0. Am intrat foarte bine în meci. Toți aici au note bune. Și ia să continuăm așa. Uite aici. Ok. Am crezut că era un puc, dar nu.
Am văzut greșit. Ok, aici o fază pentru Gianina. Cum să aibă echipă să o chem Gianina? Nu știu exact ce înseamnă Gianina în limba lor, dar mă rog. Și se pare că am venit pe locul 8 aici, celelalte echipe au acum 20 de puncte. Nu mai știu, când am luat rolul, cred că am spus că pot să ajung la jumatea tabelei. Cred, dacă nu mă înșel. Ceea ce înseamnă că va trebui să marcăm încă un loc, pe locul 7, aia e jumatea tabelei. Dar acum, sincer, nu vreau jumătatea tabelei, vreau să ajungem în loc de Champions sau minim Europa. Opa, s-a accidentat șoaba aici. Sper să nu fie nimic grav. Loc de Champions, pentru că, în primul rând, banii care intră din calificarea Champions. Sau dacă nu Europa. Ah, ok, doar o zi. Sau dacă nu Europa, ca să jucăm competiții europene, deși primim mai puțini bani, măcar suntem în competiții europene. Ok, hai să vedem aici. Unde era? Aici, rules. Super League, Super League Playoff. Ah, ok. Deci, primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Ah, what? Ei nu joacă Europa? Championship Group. Ah, ok, e... Da, am înțeles. E un fel de... După ce se termină asta, e un playoff, cum ar veni. Doar primul loc joacă Champions și nici măcar nu direct. Trebuie să joace playoff-uri. Prima calificare. Al doilea joacă Europa Conference, care e după Europa League. Ceva introdus acum nou. Da, deci aici se pare că nu se joacă Europa League. Deci va trebui să luăm titlul, practic, dacă vrem să jucăm, și vreau să cumpere jucător, dacă vrem să jucăm Champions. Și sincer nu cred că o să reușim să luăm titlul din prima, dar până acum am început destul de bine, două victorii din două meciuri și mai avem câteva meciuri aici de jucat. Și dacă reușim să continuăm așa, forma asta, bă, poate e posibil să ajungem, dacă nu pe 1, cel puțin, nu știu, pe 2. Hai să vedem aici ce se mai întâmplă. Dacă nu se mai întâmplă nimic, o să tai aici și trecem direct la meci. Am aici o ofertă pentru Pereira. A de slight interest. A, de la Giannina. Și-a luat bătaie și acum vrea să nu să ne cumpere, să ne împrumute jucătorul. Dar nu o să-l împrumut, că avem nevoie de el. O să fie ca rezervă. Acum că s-a întors baba din accidentare, o să rămână Pereira ca rezervă. O rezervă destul de decentă. Cu noi aș ca bine la nivel internațional. Azi că i-am dat... A fost titular în meciurile internaționale. Și aș ca destul de bine. Tipul ăsta e fără contract. Tot un portar, dar nu știu, un portar la nimerea lui. De fapt am vrut să-l văd pe ăsta. Bolatitore. E mijlocaș. Da, sincer nu mă interesează asta. Mă interesează un portar. Cine mai... Cred că aș putea să-l vând și pe Kagawa. Sincer, nu o să-l joc pentru că el e atacant ofensiv și noi nu jucăm cu formația asta deocamdată. Și nici nu cred că o să jucăm. Cel puțin sezonul ăsta nu o să jucăm. Și având în vedere că valorează 4,1 milioane, poate scoatem. Eu o să pun 6 milioane. Dar acum să vedem că s-ar putea să ofere și mai puțin. Ăsta e tipul care vă spuneam, 2,1 milioane, e vrut de CFR Cluj, ok? Dar problema e că vrut ca împrumut și eu vreau să-l vând acum. Nu vreau să-l împrumut, avem nevoie de bani. S-a supărat Kagawa, aparent. You have started off around the other clubs. If you want to get rid of me, then say it to my face. Nu știu exact ce să-i spun. O să-i spun asta.
că avem nevoie de bani și spune că am valoare mare. O să fie o mistake dacă mă dai. Bă, adevărul că da, s-ar putea să fie o greșeală din cauza că e un highly influential player. Dar sincer, nu știu, o să-i forțăm, o să spunem că îl dăm afară. Sincer, uite aici, o ofertă. Chiar am nevoie de bani. Bă, și dacă le dau 6 milioane și zic că nu vor? Hai să încercăm 5. 4.1 și cu 215 în 12 luni vine 4.300. Bă, n-am ajuns la 6 milioane, dar am ajuns aproape. Și acum orice bani e important. Ok, și asta este echipa pentru meciul împotriva lui Larisa, ok. Am jucat contra Giannin, așa cum aș jucăm cu Larisa. Ok, da, l-am pus pe Kagawa aici, deoarece Schwab încă... Adică a trecut ăsta de final, dar nu știu, nu vreau să-i forțez să accidenteze din nou. Iar Vierinea este suspendat, din păcate, și așa că va trebui să jucăm cu... Rodrigo Soar, și iar echipa este aceeași, nu se schimbă nimic. Și da, hai să începem meciul. Ok, avem aici deja un highlight pentru noi, deja din secunda 40. Zivkovic în teren, o centrare a fost acolo, dar scoate Karanis, sau cum te mai apăla. Zivkovic la Kagawa. S-ar putea să fie ultimul meci pentru club. Rodrigo acum cu doi care îi fac presiune, reușește să treacă Krimenici, Michael, o să-i spunem, înscrie 1-0 din minutul 1. Bă, am observat că noi înscriem foarte devreme. Adică și în meciul trecut am înscris direct din primul minut, și în meciul ăsta am înscris din primul minut. Și, bă, e foarte bine dacă înscriem așa de devreme. Ce e important e să menținem scorul, sau chiar să dăm mai multe goluri. Uitați aici, am trecut de pe locul 8 pe locul 6. Deja suntem în calificarea pentru play-off. Deci se pare că aici sistemul Greciei e puțin mai diferit. Nu ești campion din prima, trebuie să te califici în primele 6 locuri și după joci un play-off și de atunci vezi cine e campionul. Ok, avem aici un corner, Zivkovic, trece acolo Michael, frumos. Centrare, era atent acolo fundașul lui Larisa. Nicolas, Baba dă mingea lui Acunea când a încercat să taie mingea, am vrut să spun, să bage tehnic, să taie mingea, dar portarul nostru, Pașalakis, a fost atent și apără mingea de a lui Acunea. Ok, tot aici Larisa pe atac cu Sparv la minge. Sparv acolo, care este presionat bine, Kagawa recuperează acolo, nu lasă să intre centrarea. Și se termină highlight-ul și cred că așa se termine prima parte. Nu cred că o să mai avem nimic aici, dar intrăm la pauză cu 1-0. O să le spun că au jucat foarte bine. Și hai să vedem dacă reușim să menținem scorul sau chiar să mai dăm goluri. Nu o să le spun nimic deocamdată. Acunea din nou pe atac, cu mult spațiu liber acolo. Vine acolo Baba și... e sigur penalti ăsta. La fauta fără minge, e clar penalti. Dar hai să vedem ce spune VAR. Oricum VAR, cam din câte am văzut, e inutil în joc. Doar face să pară mai real, dar deciziile sunt mereu... Adică niciodată nu... Vezi penaltia urte, da. Da, nicio... E numai de să pară mai realistic jocul, dar nu are niciun efect. Ok, și se pare că o să primească și un cartonaș, sau? Nu, n-a primit cartonaș. Ba da, a primit cartonaș galben, ok. Mi-era că primește cartonaș roșu și, da, este golul lui Benjamin Mocanjo. Gol din penalti, minutul 56. Și în momentul ăsta avem un 1-1, o să le dăm un demand more. Murg se pare că joacă cam nașpa sau scoate, îl punem pe tipul ăsta și intră și ăsta aici, Carol, în locul lui
lui Michael. Sau nu era Michael, pe ce am scos? Nu mai știu pe ce am scos, dar mă rog. Avem dacă reușim să mai scoatem, să mai dăm un gol aici. Larisa, care e echipă pe locul 13. Și noi avem 1 la 1 cu echipa asta. Ok, vedem aici, începe o secvență de atac. Pab acolo trece de jucătorul ăla. Pune mingea la Zivkovic. Frumos, acolo trece de Zivkovic. Șut! Și direct în mâinile lui Pasici. Șut slap, șut slap. O să le dăm un encourage, dar cred că s-a terminat meciul. Dăm și very attacking, așa de final. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Deci dacă pri... Cine e asta? Mișal. Dude, ce a fost asta? Iar și roșu. Ha, nu te cred. Nu te cred că a luat roșu. Frate, el a dat mingea și el, în loc să se ducă din prima, a stat și s-a uitat la minge, efectiv. A stat și s-a uitat la minge și după când s-a dus la minge, a făcut foul și a luat roșu. Wow! Foarte, foarte bine. Da, bravo, ați jucat de nemaipomenit. Spun că nu sunt happy și... Adică fii serios, frate, ce a fost porcăria asta de meci? N-am jucat nimic, n-am jucat în meciul ăsta, dar mă rog. Hai să le răspund și la comentatorii ăștia, să mă lase în pace. Și da, următorul meci este contra Panetolikos. Dar asta va fi în episodul următor. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Bye bye!